PSD-iștii vin cu promisiuni noi din septembrie. Dacă până acum Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a repartizat micropuze doar pentru comunitățile rurale, din toamnă se va încerca introducerea pe lista localităților eligibile și orașele care au sate aparținătoare. La Botoșani situația este una aproape generală, în condițiile în care majoritatea localităților cu statut de oraș din punct de vedere infrastructural se află la stadiul de mediu rural. La 1 septembrie, când începem activitatea parlamentară, voi depune un amendament în sensul în care să fie cuprinse și orașele care au localități sau sate componente. Pentru că aceste orașe, cred că jumătate din area administrativ-teritorială este mai mult rurală decât urbană. Potrivit senatoarei Doina Federovici, sunt orașe care au solicitat microbuze școlare, dar aceste unități administrativ-teritoriale au fost considerate neeligibile. La momentul de față, parlamentarii socialdemocrați se regăsesc în situația în care pot interveni prin inițiative legislative la modificarea unor acte normative cu efect în teritoriu. Anul acesta, județului Botoșani îi vor reveni 14 microbuze școlare.